Haide că începe să-mi placă chestia asta cu livrat ponturile în tren. Biletul zilei de astăzi, 15 martie 2021, începe cu Germania Bundesliga 2. Înainte de a enumera pronosticurile pentru astăzi, like la acest video, subscribe la canal, setați-vă clopoțelul să primiți toate notificările. Așadar, Germania Bundesliga 2, astăzi se confruntă St. Pauli sau St. Pauli, cum doriți voi, cu Paderborn. Pontul de la mine, unul solist pentru acest meci. Mergem apoi în Danemarca, Superliga Danemarcei, unde Aarhus se duelează cu Randers, sau așa cum se scrie, Randers. Pontul de la mine pentru acest meci, PSFX. Va fi egal fie la pauză, fie la final de meci în această competiție. Poposim și în Peru, Liga 1 pentru cea de-a treia propunere, unde Alianța Atletico se bate cu Carlos Stein. Pontul de la mine, GG. Mergem apoi în Bulgaria, Liga 1, Pârva Liga, unde Cernomore se duelează cu Tsarkoselo sau Tsarkosilo, nu știu exact cum se pronunță Silo. Cernomore, Tsarkoselo, pontul de la mine pentru meciul ăsta din Bulgaria, GG. Ambele echipe vor marca în meci. Mergem și în Turcia, Superliga Turciei, unde Kasimpasa se duelează cu Konyaspor. Pontul de la mine pentru meciul ăsta din Turcia, GG. Ambele echipe vor marca inclusiv aici. Și încheiem cu Portugalia, Liga a doua, unde Arouca se duelează cu Penafiel. Pontul de la mine pentru meciul ăsta din Portugalia, 1 solist. Astea sunt cele 6 ponturi pentru biletul de astăzi, biletul zilei. Din nou vă spun, like la video, abonați-vă la canal, setați-vă clopoțelul să primiți toate notificările și ne auzim evident și mâine pe 16. Numai bine și noroc!